Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu. Fiecare etapă a lucrării lui Dumnezeu în trup reprezintă lucrarea lui din întreaga epocă și nu reprezintă o anumită perioadă ca lucrarea omului. Și astfel, sfârșitul lucrării ultimei sale întrupări nu înseamnă că lucrarea lui a ajuns complet la sfârșit, căci lucrarea lui în trup reprezintă întreaga epocă și nu reprezintă doar perioada în care El își face lucrarea în trup, numai că El își încheie lucrarea întregii epoci în timpul în care El este în trup, după care ea se răspândește în toate locurile. După ce Dumnezeul întrupat își împlinește lucrarea sa de slujire, El va încredința lucrarea sa viitoare celor care îl urmează. În felul acesta, lucrarea lui din întreaga epocă va fi purtată neîncetat. Lucrarea întregii epoci a întrupării va fi considerată completă doar odată ce ea s-a răspândit în întregul univers. Lucrarea lui Dumnezeu întrupat începe o nouă eră, iar cei care continuă lucrarea sa sunt oamenii care sunt folosiți de către El. Lucrarea făcută de către om este în întregime în lucrarea de slujire a lui Dumnezeu în trup și este incapabilă să depășească această sferă. Dacă Dumnezeu întrupat nu vine să-și facă lucrarea, omul nu este capabil să aducă vechea epocă la un sfârșit și nu poate să ghideze o nouă eră. Lucrarea făcută de către om este numai în limitele datoriei sale, care este omenește posibilă și nu reprezintă lucrarea lui Dumnezeu. Doar Dumnezeul întrupat poate veni și completa lucrarea pe care El ar trebui să o facă. Și în afară de El, nimeni nu poate face această lucrare în numele Său. Bineînțeles, ceea ce spun este cu privire la lucrarea de întrupare. Acest Dumnezeu întrupat îndeplinește mai întâi un pas al lucrării, care nu se potrivește concepțiilor omului, după care El face mai multă lucrare, care nu se potrivește concepțiilor omului. Scopul lucrării este cucerirea omului. Într-o anumită privință, întruparea lui Dumnezeu nu se potrivește concepțiilor omului, pe lângă care El face mai multă lucrare, care nu se potrivește concepțiilor omului. Și astfel, omul dezvoltă chiar și mai multe puncte de vedere critice despre El. El doar face lucrarea de cucerire printre oameni, care au nenumărate concepții față de El. Indiferent de modul în care ei îl tratează, odată ce El și-a împlinit lucrarea sa de slujire, toți oamenii vor fi devenit obiectul stăpânirii sale. Faptul acestei lucrări nu este reflectat doar în rândul poporului chinez, ci reprezintă modul în care întreaga omenire va fi cucerită. Efectele care sunt obținute asupra acestor oameni sunt un precursor al efectelor care vor fi obținute asupra întregii omeniri. Iar efectele lucrării pe care El o face în viitor vor depăși chiar, din ce în ce mai mult, efectele asupra acestor oameni. Lucrarea lui Dumnezeu în trup nu implică o mare ostentație, nici nu este învăluită în mister. Este reală și actuală și este o lucrare în care unul și cu unul fac doi. Nu este ascunsă de nimeni și nici nu înșală pe nimeni. Ceea ce oamenii văd sunt lucruri reale și autentice, iar ceea ce câștigă omul este adevăr real și cunoaștere. Când se termină lucrarea, omul va avea o nouă cunoaștere despre El, iar cei care îl caută cu adevărat pe Dumnezeu nu vor mai avea nicio concepție despre El. Acesta nu este doar efectul lucrării sale asupra poporului chinez, ci reprezintă și efectul lucrării sale în cucerirea întregii omeniri, căci nimic nu este mai folositor pentru lucrarea de cucerire a întregii omeniri
decât acest trup, lucrarea acestui trup și tot ce este al acestui trup. Ele sunt folositoare lucrării sale astăzi și lucrării sale în viitor. Acest trup va cuceri întreaga omenire și va câștiga întreaga omenire. Nu există o lucrare mai bună prin care întreaga omenire îl va vedea pe Dumnezeu, îl va asculta și îl va cunoaște pe Dumnezeu. Lucrarea făcută de către om reprezintă doar o sferă limitată. Iar când Dumnezeu își face lucrarea, El nu vorbește unei anumite persoane, ci vorbește întregii omeniri și tuturor celor care acceptă cuvintele Lui. Sfârșitul pe care El îl proclamă este sfârșitul tuturor oamenilor. Nu doar sfârșitul unei anumite persoane. El nu oferă nimănui un tratament special, nici nu victimizează pe nimeni. Iar El lucrează pentru și vorbește cu întreaga omenire. Și astfel, acest Dumnezeu întrupat a clasat deja întreaga omenire după natură, a judecat deja întreaga omenire și a stabilit o destinație potrivită pentru întreaga omenire. Deși Dumnezeu face lucrarea sa doar în China, de fapt El a hotărât deja lucrarea întregului univers. El nu poate aștepta până când lucrarea Lui se va răspândi în întreaga omenire, înainte de a-și face cuvântările și aranjamentele sale pas cu pas. Oare nu ar fi prea târziu? Acum El este pe deplin capabil să completeze lucrarea viitoare în avans. Deoarece Cel care lucrează este Dumnezeu în trup, El face o lucrare nelimitată într-o sferă limitată, iar apoi El va face pe om să-și îndeplinească datoria pe care trebuie să o îndeplinească. Acesta este principiul lucrării sale. El poate trăi cu omul doar pentru o vreme și nu poate însoți omul până când lucrarea întregii ere nu este încheiată. Tocmai pentru că El este Dumnezeu, El își prezice lucrarea viitoare în avans. După aceea, El va clasifica întreaga omenire după natură prin cuvintele sale, iar omenirea va intra în lucrarea sa pas cu pas, potrivit cuvintelor sale. Nimeni nu va scăpa și toți trebuie să practice potrivit cu aceasta. Așadar, în viitor, epoca va fi ghidată de către cuvintele Lui și nu va fi ghidată de către Duh.